Ela. Pode voltar. Tinha mais dois. Festivalul nostru, atât de mult așteptat, am plăcuta plăcere de a anunța un contract de colaborare făcut între Comuna Prisacani și Comuna Telenești, Comuna Sulhuluceni din Raionul Telenești de Moldova. Conform uzanțelor, noi am semnat în Moldova și acum avem pe domnul primar Mihai Curchi, și îndeaproape ne supervizează domnul președinte al Consiliului Județean Marcel Popa pentru a semna acest contract de colaborare. Sper că sunteți la sentimentul meu și sunteți de acord cu acest contract, pentru că cei din Consiliul Local m-au mandatat pe mine să semnez acesta, să punem mai aproape frații noștri de peste Prut cu prisecănenii de aici. Posica? Posica.
stimat public din Pristăcan și cei invitați. Eu sunt bucuros că astăzi s-a îndeplinit ceea ce noi de acum aproape 2 ani de zile dorim ca acest acord să fie semnat. Echipa ați auzit-o și poate să o mai auziți încă o dată. Am venit la dumneavoastră nu cu mâinile goale, cu 40 dansatori, în timp apropiat o să-i vedeți plăcerea să-i le aplaudați, că ei mai bine să danseze. Vă mulțumesc pentru ceea ce astăzi face și sper la o muncă rodnică pentru viitor. Bună ziua, cetățenii Comunii Pristăcan, bună ziua, stimați invitați, stimați oaspeți și stimate gazde. Bună ziua, domnule primar, și vă mulțumesc pentru invitație. Sunt în calitate de președinte al Euroregiunii Siret Nistru Prut și cu mare bucurie este cea de-a 62-a înfrățire a unei comune din județul Iași, comune din Republica Moldova. Ne dorim să ajungem în acest an la 100, la 100 de înfrățiri. În acest fel, ne aducem pe frații noștri mai aproape de noi. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnule primar, vă felicit și vă doresc multă sănătate. Dar în calitate de președinte al Consiliului Județean, dați-mi voie să vă salut din nou, dragi concetățeni, conțărani ai Comunei Pristăcani. Pot să spun că am copilărit pe aceste izlazuri împreună cu dumneavoastră și de multe ori veneam la scăldat aici în zona, în Bălțile și în jurul Jijia. Da, într-adevăr, știu ce înseamnă problema de la țară, să născut la Comarna și am mers și eu ani de zile prin glod, prin noroi, prin praf, la școală, făcând naveta din clasa 5-a spre la Iași. Am mers, mergeam câte 5-6 km pe jos până la Chicerea sau 12 până la Tomești. De când am venit la Consiliul Județean, de anul trecut, din iulie, mi-am propus să lansez un program pentru asfaltarea peste 300 de km de drumul județean. Printre acei 300 de km este și drumul de la Țuțora până la Grozești, un drum care este necesar. Acest drum este deja trecut se proiectează, se va proiecta și la anul. Sperăm să începem construcția lui. Toată iarna îl vom scoate la licitație. Sper să nu fie foarte multe contestații, că aici este o altă problemă. Dar noi ne dorim în acest an să avem cât mai multe proiecte. Dar în acest an și domnul primar este un primar care totdeauna insistă și îl felicit. Un primar cu mi-aș dori să fie mulți primar ca dumnealui. Ar trebui clonat. Aveți mare noroc de domnul Ghiocel. Așa cum îi spun eu, cum îmi place să spun, domnul Sancio, vine de foarte multe ori la Consiliu și cred că mă și toacă în fiecare zi, îl dai afară pe ușă, intră pe geam, îl dai afară pe geam, intră pe ușă. Dar, super, îl felicit, vă felicit pe dumneavoastră pentru rezultatele și rezultatele Consiliului Local și felicit tot consilierii. Toți aveți o contribuție și mă bucur faptul că domnul primar față de alți primari din alte zone, nu a dat deoparte proiectele predecesorului, ci l-a continuat, ceea ce este foarte bine. Îl felicit pentru asta și din partea Consiliului Județean, din partea mea personală, vă rog, domnule primar, să primiți în numele comunii, în numele Consiliului Local și pentru valorificarea potențialului cultural și național folcloric al zonei prin organizarea festivalului la cea de-a 6-a ediție, cu Gurașii, putem spune că a devenit o tradiție. Sunt peste 400 de copii aici, ceea ce înseamnă foarte mult. Când am venit dimineață și când ați prezentat programul acum 2 săptămâni la Consiliul Județean, vreau să vă spun că m-am bucurat extraordinar de mult. Vin la acest festival, am venit azi noapte, am venit din concediu, nu puteam să lipsesc la asemenea desfășurare de forțe. Vă felicit și la anul vreau să fie mult mai mare, dublu. Dacă în fiecare an dublați concurenții, cu siguranță Consiliul Județean vă va ajuta. Însă și Consiliul Județean este partenerul dumneavoastră, dar îmi dau seama că la anul va trebui să suplimentăm suma și cu siguranță va fi altceva. Dumneavoastră sunteți cu inițiativele, noi suntem cu ajutor financiar și împreună este unul din cele mai bune festivaluri din Iași și din Moldova. Vă felicit și vă mulțumesc! Eu tot stau în cap.
Bună ziua și bine v-am regăsit! De fiecare dată sunt extrem de încântată să mă aflu printre dumneavoastră. Prisăcănenii sunt niște oameni tare de treabă, primitori, gospodari și frumoși și pe deasupra și artiști, pentru că altfel nu ați avea putere să organizați un astfel de festival. De acum ajuns la o ediție, eu știu, destul de înaintată și să dea Dumnezeu și cât mai multe de acum încolo. Așa cum spunea domnul primar, avem mult de muncă astăzi și ca să nu pierdem vremea, vreau să declar din acest moment deschis Festivalul Național de Folclor Mugurașii, ediția a 6-a, 27 august 2017. Iar ca acest festival să dăinuiască în timp și să ajungă în fața dumneavoastră atât de bine, aproape, aș spune, perfect organizat, nu se poate decât alături de niște oameni care împreună au pus umărul la organizarea acestui minunat festival. Comisia de organizare, în fața dumneavoastră, sunt președinte, profesor, învățământ primar, doamna Sorina Păduraru, coordonator festival. Aplauze! Vicepreședinte, profesor Liliana Lemnaru, director Școala Gimnazială Pristacan. Membru profesor Mariana Catrina, coordonator festival. Bineînțeles, un membru de seamă, domnul Gheorghe Stanciu, primarul comunei Pristacani. Un alt membru de bază, doamna profesor Georgiana Niță, președinte al Asociației de Părinți Pristacani. Membru, doamna profesor Popa Nicoleta Luminița. Și secretar al Comisiei de Organizare, domnul George Chivu. Și ca orice festival care se respectă, avem în fața dumneavoastră și persoane competente care vor analiza cu un ochi obiectiv tot ceea ce se întâmplă astăzi pe scenă. Este vorba de Comisia de Evaluare, de juriul nostru drag, format din președinte, profesor, învățământ primar, Sorina Păduraru, coordonator festival. Vicepreședinte, doamna profesor Liliana Lemnaru, director al Școlii Pristacani. Doamna profesor Elena Bărbieru, monitor din partea ISJ Iași. Bineînțeles, domnul primar Gheorghe Stanciu. Subsemnata Beatrice Duca, solist de muzică populară și astăzi pentru dumneavoastră prezentator al festivalului. Ștefan Deaconița, solist de muzică populară. Îndrăgit, bineînțeles, de dumneavoastră. Părinte paroh Iulian Vornicu. Și un domn care încă nu este, dar cu siguranță va ajunge astăzi la noi, este vorba de domnul lector universitar dr. Ciprian Chițu, cadru didactic la Universitatea de Arte George Enescu din Iași. Partenerii acestui festival, fără de care acesta nu s-ar fi putut organiza, sunt, bineînțeles, în fruntea organizării și a susținerii financiare, în primul rând, este Consiliul Județean Iași, reprezentat de domnul președinte Marcel Popa. Aplauze și mulțumiri pentru implicare! Inspectoratul Școlar Județean Iași, reprezentat astăzi de doamna inspector general adjunct. Este vorba de doamna Mariana Țura și de doamna monitor, doamna profesor Elena Bărbieru. Le invit alături de mine pe scenă, împreună cu doamna director Liliana Lemnaru. Cea care s-a implicat tot în susținerea acestui festival este Asociația de Părinți Pristacani. Aplauze și mulțumim! Bineînțeles, Consiliul Local și Primăria Pristacani, reprezentat prin domnul primar Gheorghe Stanciu. Avem și un sponsor căruia dorim să-i aducem mulțumiri, este vorba de firma Velpitar Iași. Și pe lângă acest sponsor care s-a desconspirat,
Sunt câteva persoane, câteva firme care și-au oferit ajutorul și susținerea, dar au dorit să rămână anonimi. Le mulțumim și îi aplaudăm pentru gestul pe care l-au făcut pentru acest minunat festival. Și dau cuvântul doamnelor reprezentante ale Inspectoratului Școlar Iași și începem cu doamna inspector general adjunct. Mulțumesc! Onorat prezidiu, stimată comisie de evaluare, dragi copii participanți și oaspeți la acest festival, dragi cetățeni ai comunei Brisecani, mă bucur că am avut ocazia să particip la a șasea ediție a festivalului Mugurașii. Este un festival care și-a construit în timp identitatea, un festival care se susține și de la an la an a crescut, astfel încât anul acesta am înțeles că sunt 22 de echipaje și peste 400 de participanți și dacă se împlinește prorogirea domnului președinte al Consiliului Județean, s-ar putea la anul să aveți dublu. Și atunci sprijinul dumnealui va fi și mai consistent decât anul acesta. Felicit conducerea școlii și cadrele didactice care au inițiat acest proiect și l-au adus la acest nivel. Sunt convinsă că toți participanții vor pleca fericiți că au participat, bucuroși că rezultatele muncii lor s-au văzut aici, la Brisecani, și să sperăm că la anul ne vom vedea în același context. Fericire, bucurie, soare și să nu uităm că peste două săptămâni începe un nou an școlar și vă doresc să aveți rezultate frumoase, să fiți sănătoși și să vă bucurați în fiecare zi la școală. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamna inspector general Mariana Țura, mulțumim că sunteți alături de noi. Continuăm, o invit la cuvânt pe doamna profesor, doamna Elena Bărbieru, monitor al acestui proiect. Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră pentru a celebra tradiția. Cineva spunea că un popor fără cultură, fără tradiție, este ca o casă fără temelie, ca un râu care nu are apă, este fără trecut și fără viitor. Mă bucur să văd un număr așa mare de participanți, spectatori și concurenți, care duc mai departe tradiția. Asta îmi spune că tânăra generație iubește frumosul, iubește ceea ce este strămoșesc și ceea ce ține de ființa noastră națională. Cultura, tradiția sunt baza, sunt fundamentele pentru identitatea noastră, atât ca popor, cât și ca oameni, ca români. Pentru că inevitabil la întrebarea cine ești tu, răspundem la un moment dat și eu sunt român. Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Vă doresc ca jocul, cântecul și portul popular românesc să vă cânte inimile și sufletele. Vă doresc mult succes! Vă mulțumim, doamna profesor! Mergem mai departe, doamna director Liliana Lemnaru al școlii Brisecani. Stimată doamnă inspector școlar general, stimate domnule președinte al Consiliului Județean, stimate domnule primar, dragi invitați, dragi colegi, dragi părinți și elevi. Încheiem săptămâna cu a șasea ediție a Festivalului de Folclor, un festival prins în calendarul activităților educative naționale. Ca și în ceilalți ani, ne bucurăm și de o participare internațională. Festivalul nostru dorește să promoveze valorile și tradițiile, tradiții pe care este bine să le păstrăm, să le conservăm, dar în același timp să le transmitem și mai departe generațiilor care vor urma. Festivalul este un liant între trecut, prezent și viitor, care însumează regiuni folclorice, oameni, locuri și mai ales pasiuni. Ne dorim, dragi participanți, ca atunci când mergeți în locurile dumneavoastră natale, să duceți cuvântul nostru de bine și cu aceeași pasiune și dăruire să vă întoarceți și la edițiile următoare ale Festivalului de Folclor Mugurașii. N-aș vrea să închei până nu mulțumesc conducerii primăriei Brisecani, de la care am avut tot sprijinul pentru organizarea acestui festival și nu în ultimul rând domnului președinte al Consiliului Județean Iași. Cred că merită toate aplauzele noastre.
mulțumesc Asociației de Părinți Prisăcan și mulțumesc angajaților primăriei Prisăcan și personalului nedidactic de la școala noastră, bineînțeles și personalul didactic, care s-au implicat în organizare. Sunt oamenii din umbră care au muncit foarte mult. Merită toate aplauzele noastre. Și fiindcă anul școlar vine cu pași repezi, vă urez rezultate remarcabile în următorul an școlar și mult succes tuturor participanților. Bine ați venit la Prisăcan! Doamna profesor, învățământ primar, Sorina Păduraru, coordonatorul acestui proiect, cu siguranță dorește să ne împărtășească câteva dintre emoțiile pe care le poartă de ceva timp în organizarea acestui festival. Bună ziua tuturor celor care ați venit astăzi, de la mic la mare, dintr-un capăt de țară la celălalt, frumos îmbrăcați, în zi de sărbătoare la Prisăcan. Iată ne ajungi la cea de-a șasea ediție de festival. Bucur faptul că din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mulți copii vin la ediția de festival a Prisacanului. Asta mă face să cred că Prisacanul este un reper pe harta țării. Asta mă face să cred că țara ne iubește și dorește să vină an de an la festivalul nostru. Vreau să spun bun revenit partenerilor noștri de la prima ediție, celor din Vrancea, Botoșan, Suceava, Neamț, Vaslui. Dar vreau să menționez faptul că din acest an avem ansambluri noi participante la acest festival și totodată regiuni noi. Muntenia este reprezentată de Brăila și de Buzău. Bun venit în rândul nostru, Timișu. Avem ansamblul Șac, prezent alături de noi, care reprezintă Banatul. O altă regiune este Crișana, reprezentată de județul Arad. Vă doresc la toți mult succes și sper să plecați încântați și bucuroși de la Prisacan. Și vă așteptăm și în anii următori. Mulțumim! Îmi revine plăcuta misiune de a declara deschise lucrările Festivalului Mugurașii Prisacani! Bine ați venit la Prisacani! Și bineînțeles o să dăm drumul acestui spectacol maraton rugându-vă să rămâneți alături de noi până diseară târziu, când organizatorii au pregătit pentru dumneavoastră și surprize, vor veni în fața dumneavoastră câțiva invitați speciali, dar până atunci vom da drumul festivalului, așa cum spuneam, cum mai bine decât cu urcarea pe scenă a echipei gazdelor. Este vorba de ansamblul vocal Mugurașii Prisăcani, de la Școala Gimnazială Prisăcani, coordonator profesor Sorina Păduraru. În aplauzele dumneavoastră, ansamblul vocal Mugurașii. Vrem de mult trecute, suntem un neam de frunte, stăpâni pe-a noastră țară, noi ne-am călcat hotară. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și-i zvor. Împrăștiați prin lume, a mele neamuri bune, cu dor prințe străine, muncesc pentru o pâine. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și-i zborul. E doi nașe
tricolorul. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. Suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și izvorul. E dăna și vioara, e roce și află somnul. Felicitări ansamblului vocal Mugura și din Prisăcani aplauze mai puternice. Eu știu că este cald, dar sunt ai dumneavoastră, trebuie să-i încurajați, să-i susțineți. Rămânem alături de ei, de data aceasta sub denumirea de ansamblul folcloric Mugurașii. Ne vor prezenta un dans popular, bineînțeles tot sub îndrumarea coordonatorului, doamna profesor Sorina Păduraru. Ia să vă aud cum știți să aplaudați, ansamblul folcloric Mugurașii! Voastră vor urca pe scenă ansamblul folcloric Rotunda din Suhuluceni, Republica Moldova. Ei au adus astăzi la Prisăcani un moment de dansuri populare coordonat de domnul profesor Diacenco Valeri. Aplauze pentru ansamblul folcloric Rotunda! Thank you.
festivalului este asigurat de solistul vocal Alexandru Ursache. Acesta este elev la Liceul de Artă Octav Băncilă și la Palatul Copiilor Iași, la secția Canto Popular, acolo unde se pregătește cu doamna profesor Claudia Martinică. Alexandru Ursache, te invit lângă mine. Ia uitați ce flăcău frumos! Astăzi pentru dumneavoastră a pregătit două melodii. Succes! Această dată cu oaspeți veniți tocmai de la Arad. Este vorba de ansamblul folcloric Aldeșteana, de pe lângă Asociația Cultural-Sportivă Aldeșteana din localitatea Aldești, Comuna Bârsa, județul Arad. Coordonator profesor Cristian Mihai Crețu, instructor coregraf Ioan Manea. Ei vor prezenta astăzi pentru dumneavoastră dansuri populare și vă va încânta solista Condea Maria. Aceștia se laudă și, bineînțeles, pe merit, cu multe premii obținute pe la diverse festivaluri și concursuri de gen. Să aplaudăm încă o dată ansamblul folcloric Aldeșteana!